Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre hormonii pentru a slăbi. Eu vă rog frumos să nu ascultați filme care vă recomandă cum puteți să slăbiți 10-15 kg într-o lună, dacă să slăbiți, să slăbiți doar din masa adipoasă și nici sub o formă din masa musculară. Grăsimea când pleacă, ea face o eliberare mare de toxine în sânge și asta este periculos. Haideți să le facem toate nu în detrimentul corpului nostru, dar pentru noi. Așa, astăzi o să vorbim așa, despre hormonul insulina, hormonii tiroidei triiodtironina, T3, activ. O să vorbim despre leptină și grelină și despre vitamina D. Eu vreau să spun că ceea ce reglează metabolismul la noi în corp, asta este glanda tiroidă. Și glanda tiroidă la noi eliberează tiroxina și triiodtironina, asta este hormonul activ care cu adevărat reglează metabolismul corpului nostru. Hormonii, de exemplu, triiodtironinul activ, el dirijează cum este rata metabolică bazală. Și asta înseamnă că în repaus, că corpul, că transpiră, că circulă sângele, că inima bate, că noi dormim, că creierul gândește, în sensul că ceea ce e bazal, ceea ce e vital pentru noi, chiar dacă noi nu ne-am mișcat deloc, dar să zicem, când e nivelul foarte scăzut, rata se încetinește foarte tare. Și o persoană poate consuma foarte puține calorii, dar el nu o să slăbească. Ok, alt hormon implicat în slăbirea noastră, asta este insulina. Fiindcă ce face insulina? El face ca glucoza să intre în celulă. Și insulina este hormonul de procreștere. Și atunci când la noi insulina e mare, dar mare asta vorbim de la cifra 6, adică totul ce e între 4 și 5, 5 jumătate, maxim până în 6, se consideră un hormon bun. Clar că poate și mai jos. De obicei, persoanele care slăbesc, pentru ei e complicat să coboare nivelul de insulină mai jos. Dar ce înseamnă un nivel înalt de insulină? Asta înseamnă prea mulți carbohidrați, prea puține fibre mai departe în mâncare. Și asta face ca insulina să fie mereu ridicată. Sau persoana mănâncă foarte des. De exemplu, între mese tot are gustări diferite sau are exagerat de mult stres. La stres, cortizolul o să fie produs de către suprarenale, o să-i spună ficatului să producă din glucoză și veșnic o să fie aruncată insulina în sânge. Ca răspuns, celula devine rezistentă la insulină. Persoanele cu rezistență la insulină nu pot slăbi. Și dacă am vorbit de insulină, deja din alte filmulețe a mele noi cunoaștem că pentru a regla nivelul de insulină, în primul rând, noi ne trebuie să reglăm statutul nutrițional, ceea ce ține de cromium, noi ne trebuie vitamina D, ne trebuie zincul neapărat, am vorbit în filmulețul trecut cum el participă în maturizarea celulelor beta și în reacțiile enzimatice. Mai departe, noi ne trebuie inositol și pentru unele persoane mai trebuie acidul alfa-lipoic. Și noi trebuie să înțelegem că o persoană care vrea să slăbească, el nu trebuie să aibă mai mult de 3 mese pe zi, nu fiecare poate rezista cu 2 mese pe zi, fiindcă s-ar putea să aibă căderi hipoglicemice. Nu trebuie să cadă glucoza sub glicemia bazală, fiindcă atunci iarăși se aruncă când corpul depistează că a căzut glicemia, a căzut nivelul glucozei mai jos de cea bazală, atunci o să se arunce și cortizol și adrenalină, o să facă ca ficatul să produce glucoză doar de atâta ca să-l ridice. Iar o să fie nevoie de insulină și așa mai departe. Am înțeles, glicemia nu trebuie să cadă sub cea bazală și asta arată mai degrabă despre o perturbare între fluxul între ficat și pancreas. Alți doi hormoni care reglează, asta este grelina și leptina. Deja noi cunoaștem că leptina, asta e hormonul de sațietate, el nu ne trebuie într-un număr oarecare ca el să fie produs, dar să nu fie prea mare. Când el e mare suficient, asta arată că noi suntem sătui. Și el tot se produce în țățuturile adipoase. Dar din filmul precedent, noi ținem minte că noi avem grăsime albă, bej și brună. Și în celulele brune se produce exact leptina atât cât trebuie, dar în moment când ea se produce, că avem prea multă grăsime, ea se produce într-o cantitate foarte mare. Și atunci corpul are invers. Corpul nu simte când este sațietate. Se primește că avem rezistență la leptină, exact așa cum avem și rezistență la insulină. Ce ține de grelină? Ea se produce mai mult de celulele gastrice, adică nouă ne-i foame. Se produce grelină, noi am mâncat, grelina scade.
poate fi produse și de celulele din pancreas, majoritatea sunt produse de către stomac. De aia este important să ținem tractul gastrointestinal în ordine, eu zic tractul gastrointestinal la 4 ace, fiindcă asta pare complicat, dar orice nutriționist e în starea asta să regleze, să o rezolve foarte repede, cu atât mai mult că sunt foarte multe suplimente naturiste care ne ajută pe noi să tratăm tractul gastrointestinal. Chiar începând simplu de la suspensia de semințe de in, o suspensie care se face foarte simplu în 5 minute și ajută persoana să scoată de la inflamațiile din stomac. Ce ține de grăsime, deja noi cunoaștem că cu cât mai multă noi o să avem grăsime albă, cu atât mai mult o să fie leptină și asta arată că o să fie rezistență la leptină și corpul nu o să citească bine semnalele de sațietate. Persoanele care sunt entuziasmate și privesc filmele cum se poate deslăbi 10-15 kg într-o lună, ce fac ei? Ei drastic taie numărul de calorii, se duc sub nivelul metabolismului bazal și asta devine foarte și foarte periculos pentru sănătate. Pe lângă că se aruncă o parte mare de toxine, dar asta face o perturbare totală în hormoni. În general, nu se poate de tăiet în care noi să mâncăm mai puțin decât caloriile necesare pentru metabolismul bazal. Mai mult decât atât, pentru arderea de calorii, corpul să folosească cam 10%, cel mai bine de reglat metabolisme, fiindcă eu am vorbit că asta în primul rând reglează glanda tiroidă. Dar glanda tiroidă, asta e ca răspuns la deficit de nutrienți. Să vedeți cât de repede glanda tiroidă produce bine hormoni atunci când îți reglați hormonii pentru glanda tiroidă. Este necesar tirozină, aminoacidul tirozină. Adică o persoană trebuie să mănânce cantitatea suficientă de proteină pe zi ca corpul să poată să producă și hormoni, și enzime, și receptori, tot majoritatea de formulă proteică. Doar hormonii sexuali și de suprarenale sunt de formulă de colesterol, din colesterolul liber. Restul sunt de formulă proteică. Mai mult decât atât, noi avem nevoie de cantitatea de lipide suficientă. De exemplu, undeva un gram, un gram și 4 per kilogram de masă corporală ideală. Ideea că noi avem nevoie de vitaminele B, A, E. Fără ele, la noi nu se susține faza de detoxifiere a corpului. Foarte important de ridicat nivelul de vitamina D. Vitamina D oprește lipogeneza. Lipogeneza, crearea de lipide. Fiindcă apare hiperplazia acestor adipocite și ele devin așa foarte mari, până la 4 ori mai mari în volum și foarte mult aici ne vine vitamina D în ajutor. Adică vitamina D, când ea crește peste 70 de nanograme pe mililitru, atunci ea reglează bine fonul ăsta hormonal, reglează și în expresia genelor. Eu m-am uitat în ziarul Frontiers, fiecare tip de grăsime are o listă mare de hormoni care este reglată. Păi noi avem nevoie de acest vitamina D să fie peste 70 de nanograme pe mililitru. Acum însuși slăbitul, el este un proces complex. Noi trebuie să înțelegem că deși eu am numit hormonii de bază care participă în acest proces, dar noi trebuie să înțelegem că estrogenul la femei și testosteronul la fel au impact asupra schimbării masei corporale. Femeia când pierde cantitatea de estrogen, dar ea și la 80 de ani trebuie să aibă macar peste 100 indicatorul de estrogen, fiindcă asta el se ia din alimentație sau din, de exemplu, prin aromatare, hormonii androgeni se convertesc la noi în corp, adipocite se convertesc în estrogen și atunci asta ne ajută pe noi să menținem o masă corporală. Plus, de exemplu, alte boli, fiindcă slăbitul e un proces complex. De exemplu, prezența candidei. Candida, cu părere de rău, nu o să ne permită nou să slăbim. Candida o să fie ca proces pro-inflamator. Candida consumă din mineralele pe care noi le avem, mai ales consumă din fier. De aia, candida tot este parte de ce un om nu poate să slăbească. Fiindcă este important și necesar să înțelegem că statutul nutrițional afectează la diferite nivele nutrițional. O să ne afecteze producerea de insulină, o să ne afecteze țesutul endoteliului prin care se transmite nutrienți la celulă, o să afecteze hormonii noștri tiroidieni, noi am vorbit de triiotironin, o să ne afecteze hormonii noștri sexuali. Adică
statutul nutrițional rămâne baza bazelor. Acum, la final de film, eu aș vrea să recomand niște suplimente, micronutriențe care trebuie ținuți. Dacă deja mâncați de 3 ori pe zi, nu mâncați calorii goale, fiindcă calorii goale nu face absolut nimic decât să vă supraobosească glanda pancreatică să producă insulină. Adică nimic bun, mai mult decât atât. În continuu o să fie jonglarea asta între cortizol care vrea să ridică glicemia, fiindcă o să fie căderi hipoglicemice. Adică noi nu avem nevoie de carbohidrat rafinați, noi nu avem nevoie de zahăr. Chiar nu este nevoie de zahăr, de sucroză, de zahărul alb de pe masă. Fiindcă el tot ce face asta doar supraobosește glanda noastră pancreatică și la fel ficatul, care în continuu trebuie să producă din glucagon și așa mai departe. Nu ne trebuie vitamina D, ne trebuie zincul, cromium, acid alfa-lipoic. Ne trebuie magneziu, neapărat magneziu. Ne trebuie fibre alimentare. S-ar putea că nu aveți suficiente fibre în alimentație, de aia nu este suficient cu ce de reglat tot ca parte din glicemie. Mai mult decât atât, vitaminele implicate în reglarea și susținerea hormonilor tiroidieni, fiindcă cele mai importante minerale, micronutrienți, microelemente care trebuiesc glande tiroidă, clar că asta e aminoacidul tirozina, da? Asta este iodul, seleniu, fer, vitamina B6, B9, B12, este vitamina A, vitamina E, neapărat asta e zincul care participă în toate reacțiile enzimatice, asta e neapărat magneziu. Adică este nevoie de o listă mare ca noi să menținem glanda tiroidă. Și aici vorbim nu doar de slăbire și îngrășere, chiar este nevoie să susținem glanda tiroidă. Plus, este nevoie de un somn regulat, este nevoie de un ritm circadian sănătos, ficatul să detoxifieze bine, este nevoie ca să fie sus faza a doua de detoxifiere. Chiar vă recomand să priviți filmulețul meu cu fazele de detoxifiere în ficat. Să zicem, e un filmuleț care chiar fiecare ar trebui să înțeleagă cum în corp are loc detoxifierea, fiindcă toxinele care se aruncă în circulație, la fel n-o să ne ajută pe noi să slăbim. Sper să fiți vigilenți, să nu ascultați reclama care e ceea ce nu este sănătos pentru noi. Atât pentru ziua de astăzi. Pentru cei interesați pentru o consultație la mine, puteți să-mi scrieți la carolinamagdanutrition@gmail.com. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Ascultați-vă intuiția. Vă urez sănătate și toate frumoase.